Cele 12 tobogane de la strandul din Suceava și de la zona de agrement Cornișa din Botoșani au fost închise în urma unui control tematic efectuat de inspectorii de la Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub presiune și Instalațiilor de Ridicat ISCIR. Decizia a fost luată deoarece instalațiile nu sunt autorizate de ISCIR. Informația a fost confirmată atât de directorul de la Cornișa, Mihai Nițoi, cât și de directorul Direcției Domeniului Public din cadrul primăriei Suceava, Marian Andronache. E un control tematic pentru toate topoganele din zonele de agrement pe țară și a verificat autorizații de funcționare, analize de risc, toate actele care normal ar trebui să le aibă conform unei hotărâri de guvern topoganele din zonele de agrement. Chiar dacă strandul e relativ nou deschis anul trecut, în documentațiile tehnice nu s-au regăsit unele hârtii pe care trebuia efectiv să le avem. Ne-a dat un termen, s-au închis topoganele, avem un termen de depunere a unei documentații la CNCIR Suceava. În același timp, trebuie să mai contractăm și o firmă de mentenanță, ca așa spune legea, și o persoană juridică sau fizică, dar mergem pe juridică, pentru RSTV-ist, o firmă care o să ne facă aceste analize de risc și o să ne autorizeze și persoanele care stau și administrează practic topoganele. Parcul de agrement Cornișa a fost inaugurat în 2019, iar strandul Sucevei în 2023. Directorul Marian Andronache este de părere că problema s-ar putea rezolva în cel mult 2 săptămâni. O vom rezolva cu siguranță. Nu e un termen clar stabilit, dar noi deja am luat legătura, am căutat oferte. Avem deja firma care va face analizele de risc. Căutăm, cei mai greu, într-adevăr, căutăm firma care va face mentenanța acestor topogane. Trebuie anumite firme licențiate. Există o listă pe site-ul ISCIR-ului, dar se pare că în Suceava nu există așa ceva. Am contactat deja firma din București, firma din Iași și așteptăm oferta lor. Ne-a trimis o ofertă firma din București, dar e la un preț destul de mare și mai căutăm. Oricum o să depunem documentația săptămâna viitoare cu ceea ce avem. Sunt și cei de la ISCIR maleabili, au spus să depunem documentația. Dacă o să mai fie nevoie de ceva documente, o să ni le ceară. Dacă sunt documente care poate nu sunt atât de necesare, poate să ne dea drumul cu obligativitatea să le aducem pe parcurs. În urma verificărilor făcute de inspectorii de la ISCIR, au fost închise și toboganele unor piscine administrate de firme private din județul Suceava.